Două mașini aflate într-o parcare din Drobeta, Turnu Severin, au ars în noaptea de marți spre miercuri, focul fiind pus intenționat la unul dintre autoturisme, apoi extinzându-se. Un echipaj de poliție locală, care era în timpul acțiunii de patrulare, au observat cele întâmplate, iar până la sosirea pompierilor au intervenit cu un extintor pentru prevenirea propagării incendiului la celelalte vehicule parcate în zonă. Noaptea trecută, pe alea Narciselor din Drobeta Turnu Severin, două autoturisme ardeau în parcarea blocului de 3. Întâmplarea a fost observată de un echipaj de poliție locală, care era în timpul serviciului. Acesta a anunțat de urgență Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta, iar până la sosirea echipajelor de pompieri a intervenit cu un extintor pentru ca focul să nu se extindă. În data de 16 martie 2022, în jurul orelor 3:43, un echipaj de poliție locală, în timpul acțiunii de patrulare pe zona de responsabilitate, a observat pe alea Narciselor, în parcarea blocului D3, două autoturisme care ardeau. Echipajul de poliție locală a procedat imediat la anunțarea ISU Drobeta și până la sosirea echipajelor de pompieri a intervenit cu un extintor pentru prevenirea propagării incendiului la celelalte autoturisme parcate în zonă. De asemenea, la fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul biroului investigații criminale, care în urma verificărilor efectuate au stabilit că autoturismul de la care a pornit incendiul este al unei femei de 52 de ani din Drobeta Turnu Severin, ce a fost distrus în proporție de 60%. Poliția municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizată de un participant la trafic cu privire la faptul că pe strada Alea Narciselor, într-o parcare dintre blocuri, a izbucnit un incendiu la două autoturisme. La fața locului s-au deplasat pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta, care au limitat, izolat și lichidat incendiul. De asemenea, s-au deplasat polițiști din cadrul Biroului Investigații Criminale, care în urma verificărilor efectuate au stabilit că a izbucnit un incendiu la autoturismul unei femei de 52 de ani din Drobeta Turnu Severin, ce a condus la distrugerea acestuia în proporție de 60%. În urma incidentului nu au rezultat victime omenești. Prejudiciul urmează a fi stabilit și comunicat ulterior. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, urmând ca la finalizarea acestora să se propună măsurile corespunzătoare. Focul a fost stins de două autospeciale de pompieri. Se pare că mașina de la care a pornit incendiul ar fi fost incendiată. Focul ar fi fost pus intenționat și s-a propagat la alte două mașini. Acum făptașul este cercetat pentru distrugere.